Pentru că în cele ce urmează facem cunoștință o interpretă de muzică populară care la noi a venit pentru prima dată, dar nu este pentru prima dată la o televiziune. Se numește Oxana Stati. Bună dimineața, Oxana! Bună dimineața și Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Spune-mi, te rog, hai să facem cunoștință cu tine, pentru că cei care urmăresc prima oră te văd pentru prima dată, cum ziceam și ceva mai devreme. Da. Faci muzică dintotdeauna, din câte văd eu. Pentru că ai un... ca să zic așa, o grămadă de premii până azi. Da, adică premiile sunt acolo în cadrul mai multor concursuri care au avut loc la mine în raion. De unde ești? Eu sunt de Baștină, din satul Drochia, de la nordul Moldovei. Satul Drochia? Satul Drochia, da. Este și sat Drochia? Este și sat și oraș. Ei, da. Acum credeam că e numai oraș. Satul Drochia este chiar aproape de oraș. Aha, am priceput. Cum ai decis să faci muzică populară? Când ai înțeles că, de fapt, ăsta e viitorul tău și muzica e ceea ce vrei să faci tu pentru toată viața? Eu fiind copilă, deja mai măricică, clasa a 6-a, 7-a, fiind remarcată de profesoara de muzică, i-a sugerat mamei ca să studiez mai departe, mai întâi de toate, la școala de muzică din orașul Drochia. Uh-huh. După care, fiind deja măricică, clasa a 8-a, nu am studiat toate clasele care erau, pentru că deja după clasa 9 am plecat la colegiu de muzică din orașul Bălți. Aha. După colegiu, după o perioadă, pentru că am făcut așa o mică pauză, am studiat și la Universitatea Lecurso, la fel din orașul Bălți. Și muzica așa mi-a intrat în sufletelul meu mai mult, așa să zic, de la vârsta de 16 ani. Dar unde ești stabilită? Ești stabilită în capitală? Stabilită cu traiul aici, în deja oraș, aici. De un an și ceva, nu chiar de mult timp. De ce am întrebat? Pentru că sunt foarte mulți interpreți, tineri interpreți, sunt interpreți care deja au făcut carieră aici la capitală și atunci concurența este una foarte mare. Nu te-ai dezamăgit în acest an? Nu ai avut momente în care ai vrut să dai înapoi? Nu, ba din contra. Adică eu, cu gândul că vin aici în oraș, sigur că mă gândeam, nu știu cum va fi cu muzica, dar totul a fost bine. Uh-huh. Am făcut cunoștință cu mulți oameni care îmi dau curaj și mai departe și mă susțin. Le mulțumesc din suflet. Dar cine scrie versurile, piesele? Versurile la moment îmi aparțin și linia melodică. Eu chiar de mică îmi plăcea să scriu texte. A fost chiar și un concurs în școală unde chiar am luat premiul întâi pentru a compune poezii. Bravo, să înțeleg că nu e atât de costisitor acest proces, pentru că să faci o piesă bună, atât versurile cât și muzica, trebuie să scoți niște bănuți din buzunar. Sigur. Faptul că pe parcurs mă gândesc să apelez și la textieri. Da, sigur. Cu ce piesă ai venit în această dimineață? La dumneavoastră am venit cu prima mea piesă pe care am înregistrat-o cu tânărul acordeonist și dirijor Eugen Duminică. Este prima mea piesă. Să fie cu Au mai fost, au mai fost înregistrate, dar am venit la dumneavoastră anume cu această piesă care se numește Trece vremea. Linia melodică și text, sigur că mi-a aparțin. Mulțumim tare mult că ai venit în această dimineață și să te ajute Dumnezeu, pentru că văd că dorești foarte mult să faci muzică populară. Și ai clipirea asta în ochi pe care mulțumim, o au începătorii, știi? Să dea Domnul, să fie cu Doamne, ajută mai departe. Hai să ascultăm această piesă, te invit în scena noastră, dar te rog, avem o treaptă mai buclucașă. De fiecare dată anunțăm invitații noștri că, de Doamne ferește, să nu se întâmple vreun accident în direct. În această dimineață am făcut cunoștință cu o tânără interpretă de care sunt aproape sigură că o să mai auzim și o să mai vină la prima oră. Până atunci, haideți să ascultăm prima piesă semnată Oxana Stati. Trece vremea ca nebuna și mă trec și eu și tot mă gândesc într-una la copilul meu. Viață, viață, soro, viață, ce frumoasă ești, când strâng copilașul în brațe și cu drag mi-l cresc.
scrisa veierea, pentru ei trăim. Dar uite că vine vremea și ne despărțim. Că așa viața lăsată de la Dumnezeu, s-o trăiești numai odată, se lași ei al tău. Să-și găsească rostul viață, să nu ducă greu. Ziua trece, noaptea vine și mă trec și ei. Cu urmașii noastră lume voi trăi mereu. Au, inimioara mea, au, nu mai bate așa. Au, au, și e mai ușor.